Și au pierdut locuințele și nu mai au niciun sprijin pe lume. Mulți dintre beneficiarii care locuiesc în centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost sunt vârstnici abandonați de propria familie. Cu toate acestea, nu și-au pierdut speranța că într-o bună zi le va fi mai bine. Mihai are 70 de ani și de aproape 7 ani locuiește în centru. Spune că asemenea locuri sunt adevărate oaze de liniște și speranță pentru cei bătuți de soartă. Centrele astea sunt, cum să spun, o oază de binefacere pentru unii care nu mai pot nici într-un fel să obțină locuințe. Eu am avut 3 locuințe. Și cum de la 3 locuințe ați ajuns, stați într-un centru de noapte? Nu, le-am pierdut prin divorț. De cât timp stați aici? 7 ani. Este, eu m-am acomodat, este bine. Gheorghe are 60 de ani și de mai bine de un an își duce traiul în centrul de noapte. A avut de înfruntat multe greutăți. Acum însă îi este bine. Are o masă caldă și un acoperiș deasupra capului, iar personalul instituției reprezintă noua sa familie. Ați îndemnat și alți bătușeneni care au nevoie de ajutor și nu au un adăpost deasupra capului să vină la acest centru? Da. Le-ați spune? Da, le-ați spune. Le-ați spune că e o șansă pentru ei. Aici întotdeauna veți găsi oameni necăjiți. Nu au resurse umane, materiale sau financiare care poate să-i ajute. Acest centru înseamnă pentru ei masă, casă, speranță de viață. Noi suntem aici pentru a-i ajuta. De fapt, pentru ei, personalul centrului reprezintă o adevărată familie. La Centrul Social de Urgență pentru Persoane Fără Adăpost din Botoșani locuiesc în prezent 27 de botoșeneni. Dintre aceștia, 3 sunt femei, pentru care viața nu a fost deloc ușoară. Pe categorii de vârstă, până în 35 de ani sunt 6 beneficiari, între 35 și 60 de ani 11 și peste 60 de ani sunt 10 beneficiari. Numărul lor a scăzut în perioada de vară. Cu toate că li se oferă o masă caldă și o cameră a lor, unii beneficiari sunt scandalagii și nu de puține ori personalul a fost abuzat fizic, dar și verbal. Unii din ei desfășoară activități ocazionale pe la diferite ferme, se duc să mai câștige un ban și o altă parte au fost excluși din centru pe motive disciplinare. La Centrul Social de Urgență pentru Persoane Fără Adăpost, botoșenenii beneficiază și de consiliere psihologică individuală în situații de criză, dar și de servicii de asistență medicală.